Bine v-am găsit! Astăzi vom descoperi împreună rolul unor cuvinte în comunicare. Mai exact, vom face cunoștință cu acele cuvinte care țin locul unor substantive. Mai întâi, îi vom cunoaște pe Alina, Radu, Bogdan, Ana, Matei și Cristina. Ei sunt colegi de clasă, dar și prieteni. Orele s-au terminat și Alina are o propunere. Să mergem în parc, spune ea. Eu mă așez pe o bancă și mănânc. Tu joci baschet, iar el citește cartea. Să-i întrebăm și pe ei. Veniți și voi în parc? Ana îi răspunde entuziasmată. Ce idee bună! Venim și noi! El se va plimba, iar ea se va întâlni cu două prietene. Ele vor veni mai târziu. Să observăm cuvintele scrise cu roșu. Primul este eu. Acest cuvânt arată persoana care vorbește, aceasta fiind Alina. Cuvântul tu se referă la Radu, iar cuvântul el la Bogdan. Ce nume va înlocui cuvântul ei? Acest cuvânt se referă la ceilalți trei copii, Ana, Matei și Cristina. În momentul în care li se adresează, Alina folosește cuvântul voi. Ana o anunță pe Alina că ea, împreună cu Matei și Cristina, sunt dornici să meargă în parc. Folosește cuvântul noi, care indică persoanele care vorbesc. În enunțul el se va plimba, iar ea se va întâlni cu două prietene, cuvântul el ține locul substantivului Matei, iar cuvântul ea ține locul substantivului Cristina. În ultimul enunț, ele ține locul substantivului prietene. După cum am observat, în comunicare există cuvinte care țin locul unor substantive. Ele se numesc pronume. Pronumele care indică persoanele care participă la o comunicare se numesc pronume personale. Să încercăm să găsim pronumele personale din următorul text. Maria și Anca merg spre școală. Ele se întâlnesc cu Ionel. El întreabă: voi participați la concurs? Nu, noi participăm la cursul de teatru. Pronumele sunt ele, el, voi, noi. Foarte bine! Vă propun în continuare un exercițiu de completare a unor enunțuri cu pronumele personale potrivite. Le alegem dintre cele date și le plasăm acolo unde le este locul. Iată enunțurile. Cum le vom completa corect? Tu pleci în excursie, noi cântăm un cântec, ea sare coarda, voi plantați pomi, eu corectez tema. Să citim următoarele propoziții. Maria e în cameră. Maria citește. Băiatul deschide caietul. Băiatul scrie tema. Observăm că în ambele situații este câte un substantiv care se repetă. Maria în primele două propoziții, respectiv băiatul în celelalte două propoziții. Aceste repetiții sunt deranjante, de aceea este bine să înlocuim substantivele cu pronume personale. Să încercăm. Maria e în cameră. Ea citește. Băiatul deschide caietul. El scrie tema. Sună mai bine acum, nu-i așa? Așadar, iată că rolul pronumelui personal este și acela de a evita repetarea supărătoare a substantivelor. Iată-ne ajungi și la finalul întâlnirii noastre. Am învățat astăzi o nouă parte de vorbire, pronumele personal. Acum veți reuși să îl deosebiți de alte părți de vorbire și să îl folosiți corect. Pe data viitoare!